Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Mă uitam la... De ce-or fi blurat? Doamne, iartă-mă, de ce ați blurat, mă, fețele copiilor? Mă, avem copii frumoși, iar în țara asta nu poți să dai la televizor, nu, te discoate materialul ăsta, nu mai da copii blurați, te rog eu frumos. E de bine, nu e de rău, nu vorbim de pedofilie. Vorbim, oameni buni, despre două lucruri care pe mine, cel puțin, m-au cutremurat. Înainte de asta să vă spun care este invitatul emisiunii, Sorin Dragne, lider sindical din învățământ în București, unul dintre cei mai importanți, spun eu, pentru că este unul dintre cei mai corecți și eficienți lideri sindicali din România, fără niciun fel de glumă. Salut, Sorin! Ziua, mulțumesc de invitație! Cu drag! Oameni buni! Ecaterina Andronescu, bănuiesc că vă spune ceva tuturor. Ministrul învățământului, ministrul educației în România, ministrul învățământului, a produs vâlvă o știre dată de o televiziune și apoi preluată de toată lumea, precum că nici mai mult, nici mai puțin, Cati Andronescu vrea să facă cuști. Și luați metafora ca atare. Vrea să facă niște cuști speciale pentru copiii cu nevoi speciale. Adică să facă niște clase speciale în care să-i bage pe copiii cu nevoi speciale. Eu vreau să cred că nu este așa. O să discutăm, i-am cerut producătorului să ia legătura cu doamna ministru, a avut eleganța să accepte ca peste câteva minute să fie în direct cu voi. Eu sper să nu fie așa, pentru că dacă este așa, este foarte grav. Prima problemă. Și a doua problemă, pentru prima dată în istoria Europei, și atenție că nici Sorin nu știe și nici voi mulți, majoritatea nu știți, pentru prima dată în istoria educației în Uniunea Europeană, o țară renunță oficial la termenii de mamă și tată. Repet, o țară cu tradiție, fost imperiu, o țară cu o educație și cu o cultură absolut halucinante, au marcat civilizația umană. Mă refer la poporul francez. Mă refer la reforma învățământului semnată Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, nici mai mult, nici mai puțin, propune, iar Franța e pe pragul să accepte, renunțarea prima dată în istoria continentului european. Nu știu dacă în alte țări pe planetă se mai întâmplă o asemenea reformă, că nu vreau eu să o etichetez. Mie mi se pare un fel de holocaust verbal. Holocaust de exprimare. Să renunți prima dată în istoria învățământului modern, învățământului civilizat. Învățământului de la învățământul antic până azi. Ce civilizat, ce modern. Din toate timpurile să renunți prima dată oficial în cadrul unei reforme la cuvintele mamă și tată, ele fiind înlocuite, atenție, cu părinte 1 și părinte 2. Ce să vedem pe Liviu? Dă-l pe Liviu Dragnea, poftim. Pitru, și să nu mai instalați camerele aici. Dacă vreți, e ultima pe care o fac așa, pe hol. Asta țineți de organizarea dumneavoastră la partid? Bine, atunci vă mulțumesc. Dacă ați avut o discuție cu Tudorel Toader astăzi... Puteți să montați camerele acolo, ca să putem discuta civilizat. Și de stăți în direct. Dacă se poate să ne spuneți ce ați discutat cu președintele al Dăcălin Popescu Tăriceanu și dacă ați discutat și despre revocarea lui Augustin Lazar. Nu, am discutat un subiect foarte important, și anume Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, care trebuie operaționalizat, mai este de adoptat hotărârea de guvern, care este deja pusă în transparență, și am convenit amândoi ca în zilele următoare, miercuri sau joi, să avem o întâlnire în coaliție cu doamna prim-ministru și cu ministrul de finanțe, pentru a stabili exact care sunt, pentru ultima dată, care sunt societățile care vor intra în acest fond și data când va fi adoptată hotărârea de guvern. Este un motor de dezvoltare foarte important, este o sursă de investiții importantă pentru România și trebuie pornit foarte repede. Despre ordonanța 114. Ministrul Justiției Tudorel Toader a discutat despre o eventuală sesizare a curții privind revocarea domnului Augustin Lazar, pentru că spunea ministrul că așteaptă o decizie politică pentru a vedea dacă redactează această sesizare. Nu. Am discutat cu domnul Toader. De fapt, mi-a adus răspunsul la o întrebare pe care i-am pus-o și eu, i-a pus-o și doamna prim-ministru. Ce se întâmplă dacă se depășește interimatul de 45 de zile la un minister, și mi-a adus și o decizie a curții și o analiză a dumnealui, în care guvernul ar ști ce ar avea de făcut dacă cumva președintele Iohannis o să întârzie numirea celorlalți doi pe care o să-i transmitem mâine seară, pe care o să-i transmită doamna prim-ministru mâine seară. Deci dacă până la finalul săptămânii, când expiră cele două interimate, până la finalul săptămânii, președintele nu dă un răspuns în ceea ce privește noile nominalizări pe care dumneavoastră le veți face mâine seară, ce se va întâmpla atunci?
să ajungem acolo și o să vă spunem ce se va întâmpla. Nu vreau să-i dau idei domnului Iohannis, pentru că oricum nu are nicio idee bună. Mâine seară avem Comitet Executiv Național la ora 17. Punctul principal de discuție reprezintă propunerile de miniștri cu care va veni doamna prim-ministru. O să le adoptăm mâine și tot mâine seară dumneavoastră le va primi. Mai o discuție între doamna premier Dăncilă și președintele Klaus Iohannis. Nu sunt consilierul niciunui dintre ei. Deci nu mă întrebați pe mine. Siguranță că aceste propuneri vor fi acceptate? Nu mă întrebați pe mine, pentru că nu sunt consilierul nici al doamnei prim-ministru, nici al domnului președinte Iohannis. Nu știu ce va face doamna prim-ministru. Înainte de CEX nu poate să aibă discuție, după părerea mea, pentru că trebuie să discute eventual după vot. Nu poți să vorbești despre... Eu știu că doamna prim-ministru a și sunat de multe ori, a și trimis foarte multe adrese. Din ce am înțeles de acolo, nu mai vin adrese semnate de președinte, ci doar de șefa protocolului, ceva de genul. Ministrul Toader spunea că așteaptă o decizie politică pe o eventuală sesizare la Curtea Constituțională pe revocarea lui Augustin Lazăr. Va exista o astfel de discuție în coaliție? Va exista o astfel de decizie politică? Nu am avut această discuție în coaliție și... Nu, n-ar putea, pentru că eu sunt foarte interesat de și domnul Tăricianu, suntem foarte interesați de Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. Ar putea fi o sesizare la Curtea Constituțională pe faptul că președintele a refuzat revocarea lui Augustin Lazăr? N-am discutat subiectul ăsta și nici n-am de gând să-l discut miercuri sau joi când ne întâlnim pentru Fondul Suveran. M-am întrebat dacă ar putea fi o sesizare la Curte, nu dacă aveți de gând să discutați. Susțineți o astfel de idee? Nu vreau să construim niște scenarii pe niște ipoteze. Deci, despre ordonanța 114 ați discutat cu domnul Călin Popescu-Tăriceanu, pentru că dânsul susținea că ar trebui modificată această ordonanță. Sunt nemulțumiți de companiile din energie. Nu, n-am discutat. Referitor la Laura Codruța, susțineți în schimb o astfel de modificare a ordonanței 114? Pur și simplu nu. Așa, o modificare pur și simplu nu. Domnul Călin Popescu-Tăriceanu vorbea despre inclusiv să se meargă până la a fi eliminată acea taxă de 2% aplicată companiilor din domeniul energiei. Vi se pare oportună această nu discut oferie? Subiectul ăsta, vă rog. Dar poate să candideze Laura Căruța Chioveși pentru funcția de procuror șef european în condițiile în care este pusă sub acuzare de secția specială? E problema dumnei. Ar trebui să susțină România sau ar trebui să-și dragă candidatura? Dar ce, stăm la Eurovision? Dar și România are un mandat, domnule. Ce mandat are, doamnă? Un mandat prin care poate să o susțină sau nu pe doamna Chioveși. Să susțină candidatul României, bineînțeles. Ce vor face europarlamentarii PSD? Nu știu ce va face guvernul, evit să fac comentarii aici, pentru că aș vorbi despre dublă măsură, dar, repet, nefiind Eurovision, nu vreau să vorbesc de susținere României. Am avut și o nouă poziție destul de înaltă, pe care prima oară când o să putem să avem această oportunitate, tocmai de aceea cred că trebuie să fie niște candidați respectabili. Fără probleme. Europarlamentarii române, Partidul Social Democrat, ar trebui să voteze. Își vor spune punctul de vedere acolo, luând în calcul toate criteriile. Da? Cum răspundeți acuzațiilor potrivit cărora dumneavoastră ați fi în spatele chemării la Laurei Codruța Chioveși la această secție specială? Cine a făcut aceste acuzații? Inclusiv cei din opoziție au sugerat. Comentez prostiile celor din opoziție. Eu nu cred că vreun om politic poate să fie în spatele unei structuri a parchetului care, culmea, este singura care n-a fost numită politic. Poate asta deranjează, că oameni care câștigă un concurs, ocupă niște posturi și încep să-și facă treaba, neavând datorii la nimeni, poate asta deranjează. Deci resping categoric asemenea acuzații sau asemenea afirmații, pentru că nu poate nimeni, nu eu, să influențeze politic această structură a parchetului. Dar faptul că Laura Codruța Chioveși este anchetată de această secție nouă ar trebui să fie un, sau este un punct în minus pentru ea la parchetul european? Eu știu, fi de laudă asta, să înțeleg. Ministrul Toader vine mâine la ședința CEX-ului. Laura Codruța Chioveși este pe primul loc între cele trei persoane nominalizate în opțiunile celor oficialilor europene. Stimate domn, eu n-am habar cum a fost selectată, cum au fost selectați oamenii de acolo, deci nu știu. Din moment ce nu știu, n-am de ce să-mi dau cu părerea.
Ministrul Tudor Toader vine mâine la ședința CEX-ului, l-ați invitat? Nu. Sunt multe ordonanțe promise de domnia sa și care au rămas undeva restanță față de Partidul Social Democrat. Când se va rezolva această problemă? Nu știu. Astăzi, nu discutați cu domnia sa, nu l-ați întrebat, că ați vorbit ieri. V-am spus mai de multe ori și m-aș bucura din când în când să mă credeți că eu pe acest subiect nu mai discut cu domnul Toader niciodată. Dar nu aveți un termen rezonabil până la care așteptați să facă ceea ce a promis? V-am răspuns la întrebare, sincer. Dar de ce nu mai abordați acest subiect cu domnul Toader? V-am răspuns și atunci când am abordat subiectul ăsta. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc. Domnul Toader, am anunțat că depun proiect de lege pentru respingerea, pentru desființarea acestei secții speciale de anchetare a magistraților. Vreau să vă întreb dacă este posibil un astfel de lucru, având în vedere că și alte instituții europene au recomandat asta. Da, dar Curtea Constituțională a României a spus că e un lucru bun. Ar fi o palmă pentru România dacă Laura Cruța Chiovici ajunge procuror general european? Nu știu, domnul Andrei. Dar nu mă preocupă ca pe dumneavoastră, poate vă miră, dar chiar nu mă interesează ce face Chiovici, sincer. Dar imaginea României presupun că vă interesează. Vă rog. Lista pentru europarlamentare, când va fi gata, la ce scor va fi? 15-20 martie. O să mergeți separat față de cei de la ALDE? 15-20 martie o să finalizăm lista. Dacă îmi permite separat de ALDE? Dacă n-am discutat în comitetul executiv. Există un proiect de lege la Senat, de fapt două. Primul face referire la zilei libere pentru cei care divorțează și al doilea consilierea pentru copiii care sunt, care au părinții care au divorțat. Cum vedeți o astfel de... Nu le-am citit, deci nu pot să mă pronunț. Vă mulțumesc mult, o zi bună. Da. Ne-am întors în direct, n-am reușit să aflu, m-am uitat la toate televiziunile, inclusiv la noi, scandal mare între Dragnea și Tăriceanu. Titrau toți, erau ecranele pline. Scandal mare, n-a spus nimeni nimic. Nu știu care e scandalul dintre Dragnea și Tăriceanu și eram tare curios. Nici nu mai știu, m-am pierdut cu Firea, nu cu Gabi Firea. M-am pierdut cu Firea, nu știu exact care au fost informațiile pe care le-a dat băiatul, pe care le-a dat domnul Dragnea în această intervenție impecabilă în care n-a spus absolut nimic. Este minunat. Apropo, a fost un scandal mare că l-a invitat pe un coleg de-al nostru, pe Alex Dima, de la ProTV. Domnul Dragnea l-a invitat în toaletă. Păi văd că sunt atât de deranjați reporterii și ziariștii de la Parlament încât stau în gura lui Dragnea dacă mai stătea 4 ore cu ei, 4 ore îi puneau întrebări. Noroc a plecat Dragnea. Spiritul de frondă, spiritul de colegialitate, de echipă. Unde? Eu mă întreb, reporterii ăștia de la Parlament, de la Guvern, chiar n-au pic de... N-au. Bine, păi de-aia vă invită, bă, stimate domnișoare și domnișori, de-aia vă invită în toaletă și nu e prima dată când vă invită băiatul ăsta în toaletă, pe aia de la Parlament. Pentru că e ciugulit din palmă de câte ori îl vedeți. Într-o țară civilizată nu s-ar întâmpla așa. De la Budapesta încolo, Budapesta, Viena, unde vreți, Berlin, Paris, Stockholm, Madrid, unde vreți, Roma, nu s-ar întâmpla așa ceva, să-și bată unul joc indiferent cine este el de presă și presa a doua zi să-i ciugulească din palmă. Bine, vă spuneam, adio mamă, adio tată, pentru prima dată în educație, în ministerul francez, reforma învățământului încearcă să elimine prima dată în Europa. Prima dată, după știința mea, am verificat Sorin, lui Sorin, lui Dragnea, nici nu-i vine să creadă că așa ceva este posibil. O să o avem în direct pe doamna Ecaterina Andronescu, ministru al educației, pentru ambele probleme și cea legată de clasele speciale. Să vedem dacă este o știre care cu adevărat ne cutremură, dacă e reală, sau este o invenție de presă, n-ar fi prima o făcătură, adică un fake news, doar pentru a face audiență. Când spui și mie, adică vorbesc ca flashdeta când o avem pe doamna ministru. Ha? Nu o avem. Acum vorbește cu doamna ministru la telefon, deci presupun că o avem la telefon. Să rog mâna, doamna ministru. Alo? Da, vă ascult. Bună ziua, mă auziți? Bună ziua, vă aud. Este știre falsă, manipulare de presă sau este reală informația conform căreia doriți să înființați clase speciale pentru copiii cu necesități, cu nevoi speciale? Este știre falsă, ca să spun așa foarte direct. De ce? Gândiți-vă că eu am fost între ministrii educației primul care a transferat copiii cu dificultăți de învățare din școlile speciale în școlile de masă ca să evoluția lor să fie după o cinetică mai rapidă. Cum aș putea acum să procedez taman invers? Ce am spus eu și s-a înțeles greșit, din păcate, că eu cred că am fost suficient de clar. Aș vrea să-i ajutăm pe acești copii și, în plus, față de profesorii de la clasă,
să le dăm un profesor de sprijin. Putem să le dăm acest profesor de sprijin în măsura în care într-o clasă avem 2-3, 1-1 e greu de rezolvat acum că nu avem nici profesori. Dar nu o facem clase speciale, nu îi segregăm, nu îi scoatem din clasele normale. Vrem să îi ajutăm. Vreau să vă întreb două lucruri. Vreau să vă întreb două lucruri, doamna ministru. Primul, v-a pus pe masa de ministru cineva din echipa dumneavoastră numărul real, netrucat, nemanipulat, de copii cu nevoi speciale din învățământul românesc? Da, sigur că da. Cam care e, doamnă? Da, în jur de 40.000 sunt copiii care au dificultăți de învățare și sunt integrați în școlile de masă. 40.000 de copii? În jur de 40 de. Am înțeles. Unu. A doua întrebare. Da. Legată și în școlile speciale avem ceva mai puțin, sub 30.000. Cum, câți, acum vă întreb ca orice om care finanțează, ca și dumneavoastră, ca și mine, ca și Sorin Dragne, noi finanțăm învățământul prin contribuție noastră la buget. Întrebare. Cei care au făcut știrea sau dumneavoastră când ați lansat această dezbatere publică? Nu, dar nici un moment n-am spus asemenea. Nu, asta vreau să vă întreb. 30.000 de profesori sau câți profesori sunt necesari pentru ca acești copii chiar să primească un ajutor pe bune, nu o făcătură de ajutor? Acum facem această evaluare, de aceea am și lansat ideea. Analizăm posibilitatea de a le oferi profesori de sprijin. Noi avem și acum în sistem profesori de sprijin. Dar nu avem suficient de mult încât să asigurăm fiecărui elev cu nevoi speciale un profesor de sprijin. Dar probabil la 2-3 asta încercăm să facem. Vă întreb acum ce v-ar întreba orice om cu scaun la cap. Doamna ministru, dacă în București într-un sector sau în Iași, sau de ce nu dau exemplu o comună? Pentru că într-o comună este imposibil să comasezi, că s-ar putea să n-ai decât un copil sau doi. Dar în București, unde suntem 2 milioane dar de suflet... Dar nu comasăm! Nu știți ce vreau să vă întreb, o secundă. Asta, vă rog. Dacă în București, într-un sector anume, sau în Iași, sau Craiova, sau Baia Mare, într-o școală sunt doi copii cu nevoi speciale, iar în școala de alături sunt trei copii, dumneavoastră, ca ministru, cum vedeți rezolvarea? Comasarea lor într-o școală? Nu. Să-i păstrăm acolo unde sunt, pentru că și adaptabilitatea la ritmul de învățare, la colegii din clasă, contează foarte mult. Și nu avem de ce să îi punem în situația mereu să facă lucruri noi, să se adapteze din am nou. Înțeles. Eu cred că trebuie să-i protejăm mai mult decât îi protejăm. E perfect. Eu am înțeles. Sper că au înțeles și cei din presă. Vrea domnul Sorin Dragne de la FSLI să vă pună o întrebare, doamna ministru. Să rămâne, doamna ministru. Bună ziua, am dorit din partea dumneavoastră sprijinul acum, pentru că sunteți o persoană care cunoașteți foarte bine realitatea din întreg sistemul de învățământ românesc. Această problemă a profesorului itineranți, profesorilor de sprijin, nu poate fi realizată doar de Ministerul Educației fără sprijinul Guvernului României. Că până la urmă trebuie să o spunem răspicat și cred că de aici a plecat această confuzie pe care au preluat-o cei din presă. N-a fost o confuzie, au preluat ei, îmi pare rău, nu pot să spun dacă au preluat cu intenție sau fără intenție, poate n-au înțeles. Încerc eu să fiu mai împăciuitorist. La fel de împăciuitor sunt și eu în caz de față. Da. Dar este o problemă financiară, în primul rând. Așa. România în momentul de față nu și-a permis profesori itineranți pentru toți acei copii de care dumneavoastră. Avem, dar nu pentru toți. Dumneavoastră ați prezentat un număr. Profesorii itineranți se duc spre casele elevilor. Da. Eu vorbesc de profesori de sprijin care să stea în clasă cu elevii. Corect, dar trebuie să recunoaștem în același timp că nu avem numărul necesar pentru acești copii. Iar dumneavoastră ați prezentat un număr care este real, dar este vorba numai de copii diagnosticați. Trebuie să cunoaștem foarte bine realitatea din sistemul de învățământ. Sunt copii cu cerințe educaționale speciale care încă nu au fost diagnosticați în această situație. Și în momentul acela... Noi știți că funcționează pe lângă CJRAE, pe lângă inspectoratele școlare, corect, comisii care pot să facă această diagnosticare și chiar să-i recomande părintele. Corect, dar pentru asta trebuie să aibă și sprijinul părinților. Și aici este sprijinul pe care noi, sistemul de învățământ, îl cerem media pentru a solicita. Mă bucur că sprijinul. Faceți și dumneavoastră și doamna ministru, faceți acest apel public într-o emisiune a unui post național de știri, pentru că nu facem decât să reiterăm, doamna Andonescu și domnule Dragne, că B1 TV întotdeauna a fost
este și va rămâne alături de aceste demersuri în folosul copilului. Tudor Barbu, știți ce se întâmplă? Și asta trebuie să o spunem răspicat națiunii și mă bucur că doamna... Să nu închideți, că vreau să vă mai întreb ceva, doamna Antonescu. Dacă profesorul de la clasă și împreună cu reprezentanții de la CMBRAE sau CJRAE depistează un asemenea caz, nu pot face nimic dacă nu există colaborare din partea părintelui. Și în aceste situații extrem de delicate pentru familie, de multe ori părintele se retrage. Nu acceptă situația propriului copil. Și atenție, când vorbim de copii cu nevoi speciale, cu cerințe educaționale speciale, nu vorbim de copii cu dizabilități locomotorii. Sunt probleme care la ADHD până la probleme extrem de grave, tipuri de autism. Doamna ministru, ce putem noi să facem este să adresăm părinților rugămintea de a să lăsa sprijiniți în diagnosticare și în ceea ce trebuie să facă mai departe pentru proprii lor copii. Bun. Pentru că altfel, numai o secundă și cu asta promit să închei. Dacă lucrurile vor continua să meargă așa cum merg în momentul de față în cele mai multe dintre situații, avem trei categorii de victime. Copiii care merg în sistemul de învățământ de masă fără profesor de sprijin, nu fac altceva decât să fie în continuare o victimă. Avem categoria cadrului didactic, profesor care nu poate gestiona singur acele cazuri, și am dat întotdeauna exemplul copiilor care au o problemă, de exemplu, se ridică din clasă și iau la fugă pe coridor. În momentul acela, profesorul ce trebuie să facă? Evident, să meargă după acel copil. Pe ceilalți din clasă, cui îi lasă? Îmi permiteți să vă spun că în proiectul acesta pe care îl avem pentru formarea profesorilor, în proiectul CRED, avem o componentă de formare a profesorilor pe această direcție. Pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le știe și un profesor care n-a lucrat niciodată cu un asemenea copil se descurcă într-adevăr mai greu. Mă bucur că am reușit în doar 2-3 minute să elucidăm o poveste care deja făcea în conjurul țării la nivel de știre, clase speciale inventate de... Nu e cadrul legal. Era haos dacă era așa. Lucrul acesta nu se putea întâmpla. Doamna nici Hitler nu putea face. Vreau, sunteți în fața unui televizor, nu? Nu sunt. Vă spun eu ce văd imediat. Dă-te din drumul. Ce văd oamenii acum este o știre preluată de la colegii noștri de la G4 Media. O să o arăt și în presa română, doamna ministru. O să o arăt și în presa italiană. Il Giornale. Ambele titrează, puteam să iau și din presa franceză, am ales din Italia pentru că sunt consternați ca și noi. În Franța suntem în fața unei reforme semnate de Emmanuel Macron, bineînțeles reforma învățământului, doamna ministru, în care pentru prima dată cuvântul mamă și cuvântul tată vor fi scoase din manualele școlare franceze. Se va apela la perechea părinte 1 și părinte 2, repet, este prima oară în istoria educației din Europa civilizată, după câte știu eu. Prima oară când părinte 1 și părinte 2 în toate manualele din Franța în cadrul acestei reforme vor înlocui cuvintele mamă și tată. Vă ascult și ca ministru, și ca femeie, și ca părinte, și ca ce vreți dumneavoastră. Eu nu știu cum aș putut să fiu părintele 1 pentru copilul meu fără să fiu mama lui. Nu știu dacă erați părintele 2, poate, nu știm. Să glumim, dar poate că este doar o idee, mai mult până când ea se concretizează prin lege. Doamne, eu cred că suntem în fața unui proiect care va trece. Dacă vreți o părere personală, dar acum eu vreau să vă spun următorul lucru. Nu știu eu de această idee, dar ministrul educației din Franța, domnul Blanquer, a scris două cărți, o carte în două volume, în care vorbește despre ce vrea să facă în sistemul de învățământ francez. Să știți că sunt foarte multe lucruri extrem de interesante și la care am putea să ne uităm și noi, și asta încerc să fac. Dar nu ajungem aici, vă rog să mă credeți. În mandatul dumneavoastră nu se va pune niciodată problema în învățământ. Părintele 1 și părintele 2 nu. Bine, doamna ministru. O să păstrăm înregistrarea. Bine, vă mulțumesc mult. Ia zi, domnul părinte, că nu te mai au ca profesor. În momentul acesta, eu mă gândesc dacă abia din momentul acesta se deschide șirul unui întregi discriminări. Pentru că eu, spre exemplu, cum foarte bine se întreba și doamna ministru, eu sunt părinte 1 sau părinte 2? Tu ești părinte 1 sau părinte 2 pentru fiica ta din momentul acesta? Eu sunt tatăl. Asta vreau să spun. Nu m-a întrebat că mă simt jignit direct de întrebare, chiar dacă ea are o conotație, cum să zic, doar provocator de dialog. Absolut. Repet. Nu vreau să rămânem prea mult, dar asupra acestui subiect, pentru că mie, efectiv,
Nu, aș folosi un termen pe care cu siguranță nu îl permite CNA-ul mai cu seama la această oră. Hai să vă spun ceva, oameni buni. Mare atenție, poate nu vă interesează subiectul. O să ziceți, dracu, e în Franța, nu-i la noi, e departe. Doamne. Când a început cu căsătoriile persoanelor de același sex, la fel spuneam că eram cu mintea în pungă. Poporul ăsta întotdeauna am stat cu mintea în pungă. Într-un sac. Lasă-mă că e la franțuși, e la italieni, e la ei acasă, e în țările nordice. Nu e, bă, sunt 3000 de kilometri până la ăia care se căsătoresc bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Știți cât a durat să ajungă la noi? Nici nu ne-am dat seama. Și a trebuit să facem referendum. Și românii n-au ieșit la referendum. Care n-a trecut. N-a trecut referendumul pentru familie. Da. O să vină referendum sau nu o să vină. O să vină un ministru în locul lui Cate Andronescu care o să zică, băi, terminați-vă cu mamă și tată, mă, ce-i cu prosteala asta? Cum să-i spui doamnei mamă? Păi știți, dânsa m-a născut. Lasă-mă! Părinte 2 e bine sau 1? Depinde. Că nu ne-am hotărât care e 1. Cea care l-a născut sau cel care a participat la fecundarea ovulului și apoi... Nu știm. Nu știm nici în Franța. Cert este că italienii, după cum vedeți, sunt siderați. Acum îți spun clar, de-aia și-au retras ei ambasadorul de la Roma, franțuzii. Italia e mai preocupată de politica din Franța decât de europarlamentarele. Alegerile europarlamentare fac valuri. Dar, repet, să ajungi o țară cum e Franța, nu vreau să dau exemple, sunt țări mici, sunt țări mult mai insignifiante pe planetă decât e Franța. Franța e o putere. Poți să ajungi să propui, fie și ca propunere, scoaterea din limbajul educațional, din manuale, scoaterea cuvintelor mamă și tată și înlocuirea lor cu părinte 1 și părinte 2 este dincolo de ceea ce mintea mea, puțină ce-i drept, poate înțelege. Cum? Cum? Dezrădăcinarea asta să ducă unde? Nu mai avem patrie, nu mai avem naționalism, nu mai avem imn, nu mai avem imnul Europei. O să vedeți că va înlocui toate imnurile naționale in no time. Nu avem, iar acum, ceea ce reprezenta un piedestal, am spus o prostie, un fundament, o bază, o temelie. Familia, care e formată din tată și mamă. Nu, mă, nu va mai fi formată din tată și mamă, ci din părinte 1 și părinte 2. Ce ai zis, Teddy, că n-am auzit? Sună pe cine? Sună-l pe Paul Cozighean, îmi propune să sunăm, da, să vedem exact cum vede de la Paris cel care lucrează la jurnalistul român care lucrează la Le Figaro. Ce se întâmplă? Vom fi noi și încă, eu știu, câțiva tembeli care vom protesta în jurul acestui. Această chestiune e doar o chestiune de timp până se va întâmpla și în România. Și atenție ce vă spun, mă uit în cameră acolo, da. Se va întâmpla cu votul românilor. Lucrul acesta se va întâmpla cu votul românilor cât de curând. E o chestiune de timp. Generația noastră va prinde acest vot. Pentru că de acolo se dă ora exactă și preluăm cu totul. Înghițim cu nemiluita, fără să judecăm, fără să analizăm. Dar atenție, numai că ne îndepărtează de tradițiile noastre, de tot, de natura noastră. Dar abia acum este discriminator. O familie formată din doi părinți care aparțin aceluiași gen... Schimbă în română, Teddy, gata, am înțeles cu italiana, nu știe lumea italiană la televizor. Două în română. Da. Abia atunci începe discriminarea. Da? O familie formată din doi, eu știu cum să le spun, doi soți ce aparțin aceluiași gen, să-l cataloghezi pe unul ca fiind primul și celălalt al doilea părinte, abia atunci începe discriminarea. Băi, Parlamentul francez a adoptat reforma învățământului. Așa citesc eu, mă, Teddy. A adoptat? Deja e adoptată? Aoleo, mi-a scăpat verbul acesta. Eu am crezut că e încă în faza de propunere. Nu mă mâncava și gura, e chiar adoptată de Asamblee Național, de Parlamentul de la Paris. Ia mai ridică-mă puțin să vedem. Ridică un pic știrea. Teddy? Mai, hai, mai repede, mă, ridic-o, ție așa ușor. Adunarea Națională a aprobat de fapt un amendament promovat de partidul președintelui Macron care interzice cadrele didactice în timpul orelor de clasă. Băi, ești nebun, e deja aprobat, e adoptată de Parlament, e adoptată, mă. Atunci timpul e și mai scurt. Păi am dezinformat-o pe doamna ministru care credea că nu se va întâmpla. Îmi cer scuze, doamna ministru, am fost convins. E adevărat că pe ultima 100 de metri am luat acest subiect, aveam emisiunea paginată altfel. Deci Adunarea Națională, adică Parlamentul Franței, a adoptat acest amendament. Să folosească... cuvintele mamă și tată, se interzice folosirea lor. Se interzice în Franța. Băi, ești nebun la cap. Înlocuirea lor cu termenii părinte 1 și părinte 2.
Acestea, din urmă, trebuie să figureze și pe documentele oficiale întocmite de instituție de învățământ. Adică atunci când te înregistrezi la școală, nu mai faci cerere unde scrii numele mamei Vasilica și numele tatei Petre. Nu! Numele mamei. Nu, numele părintelui 1. Nu, eu nu pot să... Bă, bune, uite-mă! Eram convins că se va ajunge la lucrul acesta, pentru că predecesorul domnului Macron, vă aduceți aminte, François Hollande, unul dintre primele lucruri pe care le-a, primele legi pe care le-a promulgat când a venit în funcție la Elisee, a fost care? Ne mai aducem aminte? Da? Cununiile între persoane de aceeași... Da, mă, scrie și explicația de ce. Atenție, stimați să respect. Băi, românași, treziți-vă un pic, vorbesc serios, treziți-vă un pic. Explicația corectă, de altfel. Printr-o astfel de modificare, studenții, copiii și adolescenții poate descoperi... Cred că e traducere. E o greșeală. Da. Pot descoperi, da, în opinia majorității, de adevăr... E de 2 lei ce scrie aici. Mă rog, în Franța, căsătorile homosexuale și adopțiile de cupluri de același sex au fost legale timp de 6 ani. Deci, după ce au aprobat căsătorile homosexuale, adică între doi bărbați sau două femei, după ce au aprobat adopțiile de copii de către aceste cupluri gay, acum, bineînțeles, pasul următor, după 6 ani, nu mai există mamă și tată. Corect. Zice lumea că am ceva cu homosexuali. N-am nimic. Mă rog, cu LGBT, Z, nu, sunt vreo 6 inițiale, nu le știu pe toate. LGBT. N-am nimic cu ei, Doamne iartă-mă. Dacă le spuneam, aveam un invitat aici, reprezentant LGBT. Băi, zic, următorul pas după căsătoriile pe care le solicitați acum va fi pasul numit adopții. No! Următorul pas, nici nu mi l-am imaginat. Ăsta va fi, ca în Franța. Renunțarea la mamă și tată înlocuie... Păi cum să spui mamă și tată pentru doi bărbați? Vede, până la urmă nici... Cum să spui mamă și tată? Și aia franțuși au dreptate. Cum să spui mamă și tată pentru doi bărbați? S-a terminat. Nu mai este mamă și tată. Părinte 1 și părinte 2 pentru că amândoi sunt bărbați. Nu o să-i spui domnul mai înalt la 1,90 și cu păr pe piept e mama. Nu poți să spui asta. Domnul e părinte 1. Celălalt domn mai mic, deși aparent ar putea să fie considerat părinte 2 că îl pare mai femeie, nu, e bărbatul. Dar de ce nu se poate lucrul acesta, întreb eu Franța toată și întreb și România, că vine încoace, da? Curentul acesta. De ce nu se păstrează sintagma de părinte 1 și părinte 2 doar pentru acel tip de familii? Adică pentru faptul că trebuie să le respectăm lor dreptul acesta... Păi cum e de spune? Adică tu mi-ai mie un drept, ți-a luat ție dreptul de a fi tată pentru fica ta? Da, mă, pentru ei, da. Ți-a luat ție dreptul, da. Legea ți-a luat ție dreptul în Franța, le-a luat cetățenilor dreptul de a se numi tată, da, de a fi tată în documente. De ce? Ca ăla să aibă dreptul să fie părinte 1, să fie părinte 2. Vreau să vă spun ceva. Dacă asta nu e discriminare, înseamnă că noi suntem toți europeni. Nu, vreau să spun ceva pentru CNA și pentru aia de la comite, pentru, cum îi cheamă, mă, cu discriminarea. CNCD, bravo, Teddy. Eu n-am nimic împotrivă. Eu cred că România trebuie să renunțe și ea la termenul de mamă și la termenul de tată. Sunt niște termeni pur și simplu perimați. Ajung câteva mii de ani în care tot am spus mamă lui mama și tată lui tata. E momentul, societatea a evoluat și în România, da? E momentul să terminăm cu tâmpenia asta. Doamna, sau mă rog, părintele cu roche, fustă și cu părul un pic mai lung și bine aranjat și cu unghiile făcute, e părinte 2 sau 1, vedem la referendum, facem și aici un referendum. Iar el cu nădragi, izmene, un pic neras de 3 zile, care muncește de să spetește ca să țină familia, fie că în țară, fie că în afară, ăla e părinte 1 sau 2, încă nu ne-am hotărât, mamă și tată, s-a terminat. Asta ca să înțeleagă și CNCD-ul și CNA-ul că nu am nimic împotrivă. Eu am vrut doar să semnalez. Sunt primul în presa română care fac un talk show pe acest subiect. El va deveni subiect și la alții, dar știți când? Când deja va fierbe, când va fi în clocot. Acum doar au dat drumul la aragaz. Da. Lomă, dar... sper că nu e cineva... Da, bă, știu și cu căsătorile la fel era. Sper că nu. Bine. Nu, sper că nu va fi cineva de la CNA sau de la CNCD, PN... Nu știi, n-ai fost niciodată la CNA, da? Să vezi. Care să creadă că cineva vreodată vrea să îngrădească... Să duc? Băi... Vrea să îngrădească dreptul sau vreo libertate a unui cetățean al acestei planete. Un cuplu român-american de bărbați? Eu, nu, eu... S-a dus doi nene, doi... Tudor, eu vreau să pun această întrebare pentru ăsta de discriminare. Te rog frumos. Dacă se legiferează lucrul acesta inclusiv în România, ca în Franța, da, eu în momentul ăla mi-am pierdut dreptul de a fi tată pentru copilul meu și mă transform în părinte 1 sau părinte 2? Da. Mie dreptul acela, cine mi-l apără din momentul ăla? E un drept nu la care apără, în țara asta nu ți apără drepturile nimeni. În Europa asta. În Europa asta, nu, unită. Și în țara asta, cine să-ți apere drepturile? Cine să-ți apere? Bine, trebuie să luăm 2-3 minute de publicitate. Sunați-vă prietenii, vecinii.
cerutele merită, pentru că vom discuta despre cum mâncăm noi. Atenție! E o propunere, poate nu vă interesează. Noi mâncăm, bem bere, prăjim mici. Nu prăjim, iertați-mă, în presă nu mai există verbul a face mici. Sfârâim mici pe grătar. Toate știrile din România, făcute fie de tute, fie de fete deștepte sau de băieți deștepți, dar invariabil, micii sfârâie pe grătar. Bun, micii pe grătarele noastre sfârâie, berea o destupăm, o bem, râgâim și facem locuri de muncă pentru polonezi și pentru unguri. Cum? Imediat după publicitate. Cum a reușit o țară care până în 1990 a plătit miliarde de dolari datorie externă aproape sau, mă rog, în mare parte din mâncare, am vrut să zic aproape numai din mâncare, dar nu e adevărat, am plătit și cu petrol, am plătit și cu multe. Deci, România până în 1989 a plătit miliarde de dolari datorie externă, dolarii de atunci mai puternici decât euro de acum. Bă, și n-a murit nimeni de foame. Nu fac apologia, vorbeam cu Sorin în pauză, nu fac apologia comuniștilor și a lui Ceaușescu. Nu. Dar când exportam aproape tot ce se producea în țară ca să plătim în ritm alert datoria și am plătit-o până la ultimul cent, bă, țara asta nu avea din import nimic, că Ceaușescu interzisese importurile, luam de la, din Vietnam, creveți congelați și mai luam nu știu ce căcaturi de bomboane cubaneze, niște nenorociri, mă rog. Repet, n-a murit nimeni de foame. Nu, cine spune că a murit de foame, minte. Sau n-a trăit vremurile alea. Acum, uitați-vă la această piramidă. Dă-o puțin pe post, Teddy. Așa arată, mulțumim celor de la curs de guvernare, căci de acolo am luat informații pentru emisiunea de azi. Uitați-vă cum stăm în 2017, că de atunci avem ultimele date, au ei ultimele date, cu importurile de alimente. Bă, mâncava-și gura, că eu v-am spus că noi suntem cu micii grătarele și berea și râgâiturile și le facem locuri de muncă ăstora. De ce? Pentru că noi nu avem. N-avem industrie prelucătoare de carne, n-avem industrie prelucătoare de lapte, nu mai avem vaci, nu mai avem oi, nu mai avem grâu, nu mai avem nimic. Absolut nimic. Ca dovadă că, de exemplu, cu Germania, nu mai punem, Germania e motorul Europei, e țara de la care luăm cea mai multă mâncare, 1,52 miliarde am făcut importuri de mâncare în 2017 și am exportat 200 de milioane. Bă, dar uitați-vă pe locul 2 și 3 cine se află. Pe locul 2, Ungaria. Am luat mâncare de la unguri de 1 miliard de euro. Am exportat de 200 de milioane. Deficitul e de 800 de milioane de euro. Păi normal mă mâncava-și gura că Ungaria are nivel de trai și salarii și pensii și alocații pentru copii mai mari decât la noi. Pentru că le facem noi. Atât poporul ăsta este atât de minunat. Este atât de harnic, este atât de îngrijit de soarta lui, încât așa arată agricultura și așa arată agricultura și industria producătoare de alimente în România. Uitați-vă pe ecran. Polonia. Am luat mâncare în 2017 de la frații noștri polonezi de 720 de milioane de euro. Mă, mult puțin. Da, am exportat doar de 70 de milioane. Adică am importat de la polonezi de 10 ori mâncare mai multă decât le-am dat lor. Ca să fie tragedia maximă, să o înțelegem, poate așa o înțelegem. Vedeți piramida asta? Da. Cu ea am consumat tot ce au produs ăștia cu industria auto. Ford, Renault, celebru Duster, toate astea. Bă, tot ce este producție pe orizontală, facem pentru Mercedes, facem pentru BMW, facem pentru Volvo. Avem zeci și zeci de firme și de afaceri foarte tari. Tot ce au produs ăștia în 2017, în 2018, le-am păpat. Toate beneficiile aduse de ăștia, prin exporturi, le-am mâncat noi și le-am dus la WC-ul, ca să nu zic că am făcut caca, le-am dus la WC-ul de unde? Că dacă era de la noi, nu era o tragedie. Și vorba ăstora de la curs de guvernare. Bă, nu am importat icre de Manciuria, nu am importat pești exotici și nu am importat muguri de plante pe cale de dispariție, citesc din curs de guvern. Nu, frate. Am importat lapte, brânză, carne, ouă, adică ceea ce aveam, de dădeam și la alții. Bună ziua, domnul Cojocaru! Bună ziua!
La telefon, oameni buni, Dorin Cojocaru, reprezentantul producătorilor de lactate din România. Domnule Cojocaru, vă rog să comentați dumneavoastră că aveți cuvinte și idei și cunoștințe mai multe și mai bine puse la punct decât mine. Cum a ajuns România să creeze locuri de muncă prin mâncarea pe care o consumă românul ungurilor și polonezilor, nu că aș avea cu ei, sunt nimic n-am cu ei, Doamne iartă-mă. Întrebare, cum am ajuns noi să mâncăm și prin mâncarea din import de la ei să le creăm lor bunăstare și locuri de muncă? Păi, ce pot să vă spun? Adevărul să-mi spuneți, domnul Cojocaru, adevărul. Totdeauna am spus adevărul la dumneavoastră și dacă vă amintiți emisiunea din 4 mai cu falsificările de brânzeturi, la emisiunea la dumneavoastră s-a lansat cu grăsimile hidrogenate. Dar mă întorc acum la ce m-ați întrebat. În ultimii 30 de ani, să spun așa, politicile agricole și economice ale României s-au axat pe producerea de materii prime, grâu, porumb, cereale. Nu s-a mers pe dezvoltarea zootehniei sau a industriei alimentare din România. Industria alimentară nu a avut niciun fel de subvenție sau ajutor de stat. Cel puțin după 2007 chiar ni s-au pus unele bețe în roată, să spun așa. În a doua parte aș putea spune despre produci, dar dacă nu ai unde vinde, pentru că hipermarketurile întotdeauna au mers pe a aduce produse alimentare din țara lor mamă, chiar sub formă de marcă proprie sau cu unele denumiri care să dea impresia că sunt românești. Nesusținerea industriei este ca și cum noi producem materii prime, dar nu producem plus valoare. Și atunci poporul român are nevoie să mănânce, pentru că el nu mănâncă porumb și grâu, el mănâncă mezeluri, mănâncă brânză, mănâncă produse industrializate, să-i spun așa. Domnul Cojocaru, prietenul meu Dorin, noi doi știm ca orice român care are mai mult de 4 clase, hai să nu zic 8 clase, noi doi știm, ca și aia cu 8 clase minim, că legea cererii și a ofertei generează o piață liber concurențială sănătoasă. E bine? Da, dar... Păi stai un pic, băi, Dorin, stai așa, Dorin. Vorbim de Dorin. Competitivitate la raft. Bă, Dorine, stai un pic, las-o dracu de competitivitate la raft. Cine a adus țara asta în postura în care să nu-și poată asigura mâncarea, adică să nu fie competitivă cu laptele ei, cu brânza ei, cu cartofii ei, cu roșiile ei, cu ce vrei tu? Cine? Că eu nu înțeleg. Nu înțelege noi nici... Noi toți. Că dacă spun numai politicienii prin politicile agricole, aș fi doar 50%, să zic corect. Dar și consumatorul, pentru că patriotismul trece prin buzunar, prin stomac, a ales întotdeauna ce e mai ieftin. Și această politică de prețul cel mai mic a creat o presiune pe calitate. Asta ar veni din partea consumatorului. Nu e, bă, Dragoș, ca să fim corect până la capăt, și îl salut și pe Adi Rădulescu, e pe celălalt telefon, vreau să spun ceva, Dorine. Politicienii noștri și-au bătut joc în momentul în care România adera la structurile europene pentru că n-au știut să negocieze nici subvențiile, nici protejarea agriculturii și fermierilor din țară și a produselor, nici a brandurilor, nici a nimic, Dorine. Nimic. Noi nu mai suntem tehnologizați. Noi nu avem capital românesc pentru că împovărarea producătorului român și a capitalistului român, să spun așa, el n-a mai făcut investiții în ultimii 10 ani și atunci productivitatea e foarte mare în Polonia și Germania. Plus că i-au și subvenții mascate, ajutoare de stat mascate, au infrastructură, n-au costuri de transport ca la noi. La ei este altfel. Noi românii încă mai trăim cu nostalgia de acum 30-40 de ani. Trebuie să primim o infuzie de capital, să spun așa, în partea de industrie, ca să ajungem la tehnologia celor din vest. Mulțumesc mult, salut! Mai stai un pic, poate intrăm în dialog și amândoi cu Adi Rădulescu. Salut, Adi! Te salut, domnul Varga! Am prezentat o piramidă a durerii și a tristeții mari, maxime, băi Adriane. Importurile de mâncare din Ungaria, atenție, nu în Spania, nu Italia, nu Franța, Ungaria și Polonia, ne-au debalansat economia, mă, băiete, ne-au debalansat-o grav. Dar, dragul meu, tu ai uitat în ce țară trăim? Nu înțeleg, ce adică? În care ai trăit? Păi să-ți explică. Ți-aduce aminte perioada 90-2000 cu privatizarea prin lichidarea tuturor complexelor zootehnice, tot ce trebuie? Ți-aduce aminte distrugerea tuturor livezilor pe care le-am dat și le-au tăiat cu topor și le-au băgat pe foc? Noi am înțeles trecerea de la
societatea comunistă la capitalistă prin a distruge tot. Și acum plătim tributul acestei distrugeri tâmpite. Uite câteva sectoare care au scăpat. Ia sectorul viticol, care a stat, era foarte mult la stat, a stat după anul 2000. A fost dat înapoi și atunci oamenii își mai veniseră un pic, le veniseră mintea la cap. Toată lumea era pornită între 9000 și 20 cu toporul. Doi, cea mai planificată economie din lume e economia de piață. Adriane, Adriane, Dorine, eu vă întreb așa, ca să nu simt, să n-am eu, cel puțin eu să n-am senzația, poate voi o aveți deja, că fac lucruri inutile, eu și B1 facem lucruri inutile. Bă, băieți, vă întreb cu multă sinceritate, așa cum ați făcut-o întotdeauna când ați fost invitat și pe telefon și în studio. Mă, mai există vreo șansă ca țara asta să poată să ajungă să-și producă măcar mâncarea ei, să nu exporte nimic? Mă, mâncarea ăstora 18-19 milioane? Da, eu garantez că poate, dar în următorii 25 de ani. A, las-o, dracu, băi, iar cu 25 de ani, l-am mai auzit și pe Brucan, tot așa m-a luat și Brucan. Pot să intervin? Da. Pot să intervin? Da. Nu uitați că Rusia, din 2014, când s-a impus embargoul Uniunii Europene, importa din toată lumea foarte multă mâncare. Pot să vă spun că în 2018 Rusia a redus cu 40% importul din țări terțe și și-a creat propria zootehnie și industrie alimentară. Cum a reușit, Dorine? Dorine? Vă spun imediat cum, dacă mă lăsați să vorbesc. Da, nu avem nevoie de 7 ani ca să ne facem un program Marshall de revitalizare a industriei alimentare românești și a zootehniei românești. Dar trebuie respectat indiferent culoarea politică a celui de la guvernare. Stai un pic, Dorine, că vrea... Zi, Adriane, că ai văzut că vrei să intervii. Da, uite, două chestiuni. În primul rând că embargoul l-au impus rușii la intrarea de alimente, nu noi rușilor. Așa, da? Și? Unu. Doi, și? A doua chestiune. Ei le-au dat bani câți vor, nu uita că încă îi trăiesc într-un sistem socialist. Și a zis, bă, băieți, luați bani și faceți de toate. Eu îl întreb pe Dorin. Dorine, cine ne dă banii? Că avem politica agricolă comună. Știi că nu poți să dai nimic de vine ajutor de stat care nu-i conform cu politica Uniunii Europene. O secundă, Dorin, nu-i răspunde la întrebare că e foarte important să vedem de ce au negociat ăia în 2000-2004 de așa fel încât tu n-ai răspuns la întrebarea lui Adrian. După 2-3 minute vă sună Teddy după publicitate să revenim cu acest dialog.